Vreau să vă mai întreb despre un jucător trecut prin curtea lui Dinamo, însă care pare că s-a rătăcit în momentul de față și mă refer la Patrick Petre. Da. Ce s-a întâmplat cu el mai exact? A fost tras în jos de viața lui extrasportivă despre care, pe care nu putem să o negăm, pentru că s-au scris multe lucruri adevărate în perioada deci, când a fost la Dinamo, de exemplu, în perioada în când a fost la Sepsi. Eu vă spun din punctul meu de vedere, eu nu am avut nicio problemă la junior cu el. Deci a fost exemplar. Patrick Petre cred că este cel mai talentat jucător care l-am văzut eu în ultimii 10 ani. La Dinamo sau în fotbalul românesc? La Dinamo. Eu vorbesc de Dinamo. La Dinamo, că în fotbalul românesc au fost mai mulți. Deci, și asta e părerea tuturor care l-au văzut la nivel de junior pe Patrick. A avut șansa să debuteze, să chiar să aibă continuitate. După aceea nu știu ce s-a întâmplat. Adică și multe răutăți vis-a-vis de el. Vis-a-vis de el, așa, și din presă anumiți oameni și din club anumiți oameni, adică aveau o impresie total greșită despre el, că dacă tu le-ai pun copil, într-adevăr, sunt... Spuneți că a avut piedici inclusiv din partea propriului club? Nu. Nu că a avut piedici din club, dar mai vorbește cu unul, cu altul, mai își dă unul câte o părere, după aceea te etichetează, uite, domnule, Patrick Petre, ce i s-a întâmplat și poate nu era... ați văzut, a fost... derapajul la când erau la echipa națională, ne de el și cu Dudea. Și cu Dudea, da. Dar, și cu Olteanu. Și Vlad Olteanu, da, iar un copil bun care s-a pierdut pe parcurs. Da. Dar le tinereții valuri. Că și noi am fost fotbaliști, și noi am făcut prostii de-a lungul timpului. Presa nu era așa focusată pe chestiile astea. Poate și din cauza lui, clar, și din cauza lui, la un moment dat, el e la Brăila. Putem acum să aruncăm întotdeauna vina pe presă, când Patrick Petre, ți-mi minte că își posta pe Instagram, pe rețele de socializare, poze fumând prin toaletele cluburilor, da, și așa mai departe. Asta am spus, nu mai, și din cauza lui. El e la Brăila acum. Și la Brăila în Liga 3, da. Liga 3 și el și încă un copil bun de la Dinamo, Manole, Laurențiu. Laurențiu Manole, care a fost la FC Brașov. Dacă și la Gazmetan, și cred că a fost. Da, da, da. L-ați pierdut definitiv și pe el? Da, da, da. Păcat, adică după terminarea juniorului noi nu mai avem nicio putere, nu mai suntem implicați cu nimic. Atunci trebuie etapele alea normale la nivel de seniori. Împrumutați la cluburi de Liga 2, luați în circuitul primei echipe. Noi nu gestionăm nimic, da, față de echipa mare.